Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi voi pregăti salată de piept cu ciuperci. Pentru salată aveți nevoie de 500 de grame de piept, 200 de grame de ciuperci din conservă, sare, piper, foi de dafin, piper boabe, 3 castraveți murați și maioneză, 4 linguri de maioneză. Rețeta la maioneză o găsiți pe canalul meu de YouTube. Pentru început voi pune la fiert pieptul și cu boabele de piper și foile de dafin. Și o linguriță de sare. Voi filia pieptul de pui. Am tăiat și ciupercile care le-am spălat înainte, le-am scurs foarte bine. Castraveții am tăiat cu bulețe, i-am tors. Am terminat și cu pieptul. Cu un bol. Ciupercile. Castraveții. Îi pune și maioneză. Îi pune pentru început 2 linguri. Sare. Omogenizez totul. Este o salată tare, delicioasă, gustoasă și rapid de făcut. O să mai adaug o lingură. Deci o 4 linguri am avut. Cam 3 mi-am. Așa arată salata, este gata. Salata de piept cu ciuperci este gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!